Vă spun că sunt foarte mulțumit pentru că acest proiect de cod de etică și conduită a fost primit foarte bine de către colegii din Comitetul Executiv Național. Ba mai mult, 2-3 colegi au venit cu propuneri de îmbunătățire în sensul completării lui. El va fi discutat de către președinții de organizații județene în structurile județene de conducere ale partidului, biroului permanente județene și comitetele executive județene. Urmând ca în perioada următoare, dacă vor mai apare propuneri de îmbunătățire și de completare, ele să fie transmise la Secretariatul General al Partidului. El va fi adoptat în mod oficial la următoarea întâlnire a Comitetului Executiv Național, care va avea loc probabil în 3 săptămâni de zile, într-o locație pe care o vom stabili ulterior, este posibil să fie în Moldova. Deci tot în țară vom face această întâlnire. Tot astăzi am desemnat și au fost votați secretarii regionali ai partidului care vor reprezenta împreună cu Secretariatul General structura executivă operațională de conducere a partidului. Pentru regiunea de nord-est, domnul Ionel Arsene. Pentru regiunea de nord-vest, domnul Radu Moldovan. Pentru regiunea centru, domnul Mircea Dușa. Pentru Banat, doamna Natalia Impătero. Pentru regiunea Oltenia, domnul Paul Stănescu. Pentru regiunea Sud, Muntenia, domnul Nicolae Bădălău. Pentru regiunea Sud-Est, domnul Felix Troie. De asemenea, pentru diaspora, secretar regional, domnul Angel Turgu. Am decis astăzi împreună cu colegii noștri că nu este nevoie de desemnarea unui secretar regional pentru regiunea București-Ilfov, pentru că acolo suntem toți și rolul de secretariat regional va gestiona, va exercita secretariatul general al partidului. De asemenea, am stabilit astăzi care sunt președinții celor două comisii. Comisie importantă, președintele Comisiei Naționale de Etică și Integritate, în persoana domnului Florin Iordache, iar Comisia de Control Financiar Intern va avea ca președinte pe domnul deputat Mircea Dobre. Am discutat de asemenea despre stabilirea potențialilor candidați pentru funcție de primar până la și să fie transmise la centru până la data de 15 decembrie, cel mai târziu. Fiecare candidatură va fi însoțită de o fișă a candidatului și de un proiect politic, politico-administrativ, din partea fiecărui candidat, care va preciza ce dorește să propună cetățenilor din acea localitate în următorul mandat după alegerile locale de la an. Am stabilit de asemenea împreună, am instituționalizat practic, am deciferat practic, ceea ce enunțasem și la congres și în alte locuri, și anume listele de consilieri locali și județeni vor fi depuse de noi în mod oficial, dar abia după ce consilierii locali și județeni vor fi validați sau invalidați de către cetățenii din localitățile respective, printr-o procedură și un mecanism pe care îl vom pune la punct în perioada imediat următoare. De asemenea, am discutat despre simplificarea modului de a se primi membrii partid. Vom crea posibilitatea foarte curând, cred că săptămâna viitoare, ca adeziunea să poată să fie descărcată online, completată și transmisă, în așa fel cât calitatea de membru să poată să fie dobândită mult mai repede, pentru că există după congres, au apărut din toate județele solicitări din partea unor simpatizanți care vor să devină membri de partid. Și trebuie să ușurăm această procedură. Eu personal am primit sute de mesaje și mulți colegi de-ai noștri, oameni care vor să înscrie în PSD și în care întreabă cum să o facă.